Evenimentul a fost organizat de Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Suceava, Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Suceava, Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina, în spațiul expozițional situat la etajul al treilea al teatrului. Lucrări pline de sensibilitate, lucrări care îți aduc liniște, care te fac să te gândești poate mai mult la smerenie, la bunătate, la credință în aceste zile. Sunt prezentate un număr de 21, dacă am numărat de bine, de lucrări, semnate de artistul Dimitrie Roman. În mare parte, lucrările sale sunt realizate în ulei pe pânză. Dar avem și niște mici excepții de la regula cu care dumnealui ne-a obișnuit deja, și anume a realizat o mică parte dintre aceste compoziții și în acrilic. Întocmai pentru a fi pregătite mai repede. Pregătite pentru expoziția în care îl celebrăm pe Ciprian Porumbescu. Evenimentele dedicate anului Ciprian Porumbescu. Iar într-adevăr, artistul Dimitrie Roman a executat cu celeritate fiecare detaliu, fiecare compoziție, dar le-a gândit în profunzime. Domnul Dimitrie Roman, plecat din Ilișești Sucevei. Ilișești despre care au vorbit mulți înaintași. Este, într-adevăr, un prunc aurit, născut cu steluță în frunte, într-o familie de gospodari deosebiți. Nu vreau să-l tătoresc prin smântână, nu-i plac laudele, dar trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului și să spunem, încă o dată, să le intre bine în cap. Domnul Dimitrie Roman putea să fie un pictor ultra cunoscut de foarte mulți ani, de foarte multe decenii. Când vorbește despre jertfă, eu cred că domnia sa se referă mai ales la școală. El a rămas în conștiința multor generații de elevi din Rădăuți. Rădăuțul care este un mic salon al Bucovinei. Mic, dar voinic. Pare o incertitudine că am abordat în picturile mele tema morții lui Ciprian Porumbescu. Nu nimicât a stat încarcerat la Cernăuți sau Parastasul, care are loc de fiecare dată de data de 6 iunie la Sturca, la Ciprian Porumbescu. Pentru toate, pentru fiecare din aceste momente, am o dovadă, un imbold care m-a determinat să realizez aceste compoziții. Iată, spre exemplu, pentru moartea lui Ciprian Porumbescu. În ultimele clipe de viață, când el a murit în brațele surorii sale Mărioară, în ultimele clipe de viață, i-a spus Mărioare: faceți în așa fel încât muzica mea să nu moară. Și iată că în tabloul pe care eu l-am realizat cu moartea lui Ciprian Porumbescu, moartea transcende viața, se ridică mai sus, mult mai sus decât viața pe care a avut-o, prin lucrările sale deosebite, care au rămas nemuritoare și vor rămâne nemuritoare pentru eternitate. Expoziția poate fi vizitată până la finalul lunii aprilie.